Antoni voia să o întrebe pe Larisa cum de reușește. Ce să reușesc? Să arăți mai bine pe zi ce trece. Prima oară când am intrat, Larisa era foarte supărată și mi-a plăcut mult mai mult să văd zâmbind și mi-a plăcut să văd că zâmbește în preajma mea. Și cu portița ce? Trebuia să o vezi după ce am fost eu acolo, să vezi cum e. Păi asta era de fapt întrebarea. E lăsat în aer. Tu ai întrebat-o pe ea dacă ai loc, dacă merită să încerci. Da, nu? Asta pe oscilo. Și am înțeles că tu nu ai dat un răspuns clar cu da sau nu. Adică ai zis că prima dată trebuie să ai o discuție cu George, nu? Păi eu am zis că nu vreau să pronunț nimic. Eu consider că încă nu am terminat cu George nimic. Eu așa consider. Promiți că o să fie totul bine? Eu îmi dau o silință. Păi, dar promite, că promite mai... Promit că îmi dau silința. Și eu promit că îmi dau silința. Să fie totul bine. Să vină Antoni cu două cafele acum.